Ceferiștii se gândesc să salveze sezonul în ultimele trei etape ale returului și se grăbesc să bată în cuie programul de pregătire. Ca și dinamoviștii și clujenii au ales Cipru ca și destinație pentru cantonament. Acolo, fotbaliștii pregătiți de portughezul Antonio Conceição vor disputa 4 amicale. Cu siguranță vor fi câteva schimbări în lot, dar nu se vor putea face multe. Timpul a fost scurt. Am fost mai degrabă preocupat de ultimele jocuri. Sunt mulțumit de atitudinea jucătorilor, am avut o atitudine pozitivă și cred că după această pauză vor reveni mai puternici. Nu cred că CFR merită să fie pe locul 10. Acum sper să-și recupereze cele 6 puncte. Și eu cred că CFR, la felul cum joacă și eu știu organizarea care e aici la Cluj, ar merita și mai ales suporte, mai ales condițiile care sunt aici, ar merita să fie în play-off. O să fie greu, dar că mai sunt 3 meciuri, orice e posibil. Până la cantonament, clujenii au parte de 3 săptămâni de vacanță pentru a-și reîncărca bateriile. Campionatul se va relua pe 13 februarie. Primul joc pentru CFR Cluj va fi în deplasare la Giurgiu cu Astra.